Un polițist aflat în timpul serviciului a fost lovit intenționat, se pare, de un taximetrist care parcase neregulamentar lângă o trecere pentru pietoni. Mai mult, șoferul a dispărut de la locul faptei în câteva secunde, fiind prins ulterior de polițiștii din Târgu Lăpuș. Un polițist local aflat în timpul serviciului a intenționat să fotografieze autovehiculul parcat neregulamentar, doar că în acel moment conducătorul auto a demarat în trombă, scrie actualmaramureș.ro. L-a acroșat cu partea stângă a vehiculului. Polițistul s-a dezechilibrat și a lovit cu mâna și cu umărul oglinda și parbrizul din partea stângă. Taximetristul nu s-a oprit, ci și-a continuat nestingerit drumul, făcându-se nevăzut. Mai mult, era foarte aproape să lovească și o trecătoare. Imediat, pietonii care au asistat uluiți la scenele șocante i-au sărit în ajutor polițistului. În scurt timp, un echipaj de poliție a sosit la fața locului. L-a luat pe agent și s-a pornit în căutarea celui care a părăsit locul faptei. După aproximativ 5 minute, polițistul s-a simțit rău și a fost dus la spitalul din Târgu Lăpuș pentru a primi îngrijiri medicale. Pe numele taximetristului a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de părăsirea locului faptei, amenințare și ultraj.